Salve! Am fumat iarbă și hașiș timp de 9 ani și dintre toate drogurile și substanțele încercate de-a lungul timpului, de iarbă mi-a fost cel mai greu să mă las. Am început să fumez încă din primul an de liceu și am fumat cam tot ce am prins, de la Absence Emilia, Purple Cash și Amnesia, până la iarbă proastă din Rahova stropită cu parfum. Și da, există. Cu semințe, fără semințe, sativa sau indica, cunosc fiecare tipologie și gen de iarbă și fiecare efect. Pot să fac un cui perfect fumabil în timp ce merg pe stradă. Pe scurt, am fumat mult. În primii ani de consum râdeam de mă spărgeam, mi se părea cea mai mișto activitate și aș fi fumat în continuu. După 4-5 ani însă, râsul nu mai era o constantă, ci mai degrabă o chestiune specială care apărea în funcție de anturaj. Apoi totul a devenit fix opusul. Nu doar că nu mai râdeam, dar nici vlag în mine nu mai aveam și cu toate acestea fumam cu mult mai mult ca înainte. Iarba m-a acaparase întru totul, precum o buruiană acoperă o casă. Fumam în jur de 5-7 cuie pe zi, pe stradă, la cafenea, când mă plimbam, uneori chiar și la muncă. Seara fumam 2-3 cuie înainte de somn, iar uneori nici nu dormeam din cauza aceasta, ci stăteam și fumam. Când nu aveam iarbă, mă simțeam gol și neliniștit. Dar paradoxal, încă și mai gol mă simțeam după ce fumam. Devenisem eu însumi o buruiană, neîngrijit și lenevos. Gândirea mi se atrofiase, iar pe ochi aveam o pâclă ca o ceață groasă. Într-o zi voiam să prelucrez niște imagini și bineînțeles că mi-am făcut un pai înainte. Dar abia după 40 de minute am realizat că nu făcusem nimic altceva decât să privesc în gol pe ecran, fără ca măcar să mișc mouse-ul. Pe scurt, devenisem prăjit. Atunci am conștientizat pericolul și am încercat să mă descătușez, căci în fapt trăiam într-o închisoare. Timp de 2 ani am încercat să mă las. Câteva zile, uneori o săptămână, cel mai mult am stat 3 săptămâni fără să fumez. Momentul decisiv însă a fost atunci când am șters toate contactele și am rupt legătura cu tot anturajul și toate cunoștințele. Am despărțit inclusiv de prietena cu care eram, dar după a început procesul complicat, căci mi-a fost foarte greu să-mi scot reflexul din minte și cam vreme de 6 luni a durat acest proces. De aceea îi înțeleg pe cei care nu reușesc să se lase, căci nu toți reușesc să își reseteze complet anturajul social. Dar odată trecut pragul, am conștientizat enorma diferență. Mintea îmi devenea lucidă, cuvintele îmi erau ordonate, iar propozițiile bine închegate. Dar cel mai important, dintr-o dată aveam timp. Căci fumând, timpul nu îți aparține, ci aparține acestei buruieni care îl transformă în monotonie și lene. Nu există niciun argument pro-iarbă. Nu există așa zise beneficii. Nu îți crește partea creativă din tine și nu îți aduce nicio contribuție benefică existenței tale, ci doar iluzii. Nu judec oamenii care fumează, căci ar fi absurd să facă asta, bineînțeles. Eu însumi am fost multă vreme nevăzător. Dar tot aud în ultima perioadă de așa zisele beneficii ale marihuanei și eu aș vrea să le contraargumentez. Se zice că iarba este inofensivă și că nu provoacă dependență. Fals! Iarba îți încetinește procesul de reacție, atât mental cât și fizic, iar consumul pe termen lung te plantifică. Ba mai mult, accelerează procesul în cazul în care ești predispus la boli psihice precum schizofrenia sau Alzheimer. Că despre dependență, ea există, mascată sub diferite forme. Câți dintre cei pe care îi știți și îi cunoașteți că sunt consumatori s-au lăsat întru totul de iarbă? Eu personal nu cunosc pe nimeni și am fumat cu sute și sute de personaje. Să te lași de iarbă nu este greu, este aproape imposibil. Iarbă fumează și boschetarul de la colț de stradă și avocatul din birou. Nu mai este nimic unic la această plantă. Ba din contră, exclusivist ar fi acum o gașcă în care să nu existe fumător de iarbă. Dar așa ceva nu există. Dar de departe cel mai nociv efect este cel provocat tinerilor sub 30 de ani, căci iarba îi moleșește și îi distrage de la problemele reale. Pe când în perioada aceasta activitatea și vigoarea ar trebui să fie cele mai prezente în viața unui tânăr, ci nu moleșeala, lenea sau monotonia. Tânărului trebuie să-i fiarbă sângele în vene, să iasă în stradă și să se revolte, să fie conștient de cele din jur și participativ în viața publică a cetății. Pe când tânărul de astăzi este impotent, rațional și indiferent la cele din jur, prin urmare inapt să se revolte, deci complet manevrabil. Se complace cu un cui și behăie la o comedie proastă de pe YouTube, iar timpul trece peste el, nefăcând în fapt nimic. Acesta este, bineînțeles, un episod introductiv. Am zis să încep cu marihuana, căci este cel mai comun și consumat drog. Dar în episoadele viitoare voi vorbi și despre celelalte droguri încercate de mine de-a lungul timpului, despre efectele de moment, cât și despre cele pe termen lung. Doamne ajută, trăiască nația!